Plec. Unde? Acolo unde odată mi-a fost bine. Și când revii? Când îmi va fi bine și în prezent. Mai ai cu tine? Să vezi cum cedez în fața propriei remușcări? Nu vreau. Tu meriți să fii fericită în fiecare zi. Sunt fericită. M-am schimbat. Și atunci, de ce pleci? Să înțeleg cât de mult m-am schimbat. Și nu vei regreta? Regretele sunt pentru cei care nu pot iubi. Am în vedere acele regrete care se întâmplă în timp. Timpul crede în minuni, dragul meu. Iar minunile au o trăsătură specifică. Până la urmă, se împlinesc. Și totuși, aveam atât de multe planuri împreună. Lasă-mă să fac ce vreau. Și vei avea șansa să mă mai vezi. Tot de ce ai nevoie lângă tine, Emma. Sper să înțelegi asta la timp. Uneori trebuie să plecăm la timp de lângă un om drag pentru a nu-l transforma într-un motiv de ură și pentru a ne putea întoarce. Când o vei face, să-mi spui ce-ți dorești cel mai mult. Vreau ceva ce nu am avut niciodată. Ce anume? Ne întoarcem mereu acolo unde am lăsat o parte din noi. Revenim la acel sărut din trecut, la plimbările nocturne, la momentele în care am râs și la cele în care am suferit. Ne întoarcem schimbați și prea maturi și prea cărunți pentru nebunia unui oraș ce mai este în goană după aventuri de o noapte. Găsim o lume străină și amintiri uitate de mult. Găsim o iubire mai veche, care cândva a fost totul. Găsim îmbrățișarea lui sau sărutul ei. Și cel mai mult ne regăsim pe noi, fericiții de altă dată, tăcuții de acum. Lăsăm o parte din noi lângă fiecare suflet pereche și loc sfințit de dragoste. Ne încredințăm inima unui om drag și amintirile noastre strânse împreună le uităm pe un colț de pat. Trăim viața. O trăim frumos, zi de zi, an de an și cu fiecare moment lăsăm în urmă locuri, oameni, stări, frici, tăceri. Revenim la ele mai târziu. Revenim ca să ne jucăm de sinceritatea. Acolo unde am fost liberi și am trăit libertatea de mână cu altcineva. Unde ne este drag fiecare moment. Unde nimeni altcineva decât noi nu ne poate găsi secretele. Ne întoarcem la locuri sfinte nouă ca să iertăm oameni sau să ne putem ierta pe noi. Să recunoaștem că nu mai suntem la fel. Să înțelegem că nimic nu mai e la fel. Iar asta e frumos. E frumos să știi și să te bucuri de ce a fost și ce ai avut. Pentru că la fel de frumos e să vezi ce ai devenit, ce ai acum. E frumos să găsești fericirea în prezent. Să regreți doar ceea ce nu ai făcut. Să urăști indiferența ta. E frumos să ții minte. Să recunoști ce ai fost altă dată. Pentru că așa îți dai seama că te-ai schimbat. Nu contează cum, dar te-ai schimbat. Iar dacă ai curajul să revii la momente din trecut, înseamnă că ai făcut-o spre bine. Ne întoarcem mereu acolo unde am lăsat o parte din noi. Regretele însă ne fac să o luăm de la capăt. Pentru că dincolo de un perete sau de o margine de drum,
ne așteaptă prezentul. Doi copii care aleargă veseli. O femeie fericită alături, pe care o iubești. O lume pe care o găsești a ta. Și gândul la un viitor. Unul fericit și atât de bun. Te-ai schimbat pentru momentul de acum. Pentru fericirea de acum. Pentru ceea ce ești. În prezent. De vorbă cu Emma, de Vitali Cipileaga. Audiobook în lectura lui Nicu Țurcanu și Daniela Burlaca.